Lungu a amintit cele trei proiecte aprobate deja, proiecte în valoare de aproximativ 8 milioane de franci elvețieni. Acesta a menționat faptul că oficialii acestui stat vor vizita Suceava în luna septembrie. Pe data de 12 septembrie vom avea vizita Unității de Implementare a Fondurilor Elvețiene, deci vom fi vizitați la Suceava, vom avea discuții referitoare la cele trei proiecte care au fost aprobate. Este vorba de modernizarea iluminatului public, 4.990 de franci elvețieni, piață sustenabilă, încălzirea în bazar, noi subiect de campanie electorală, va fi căldură în bazar, sigur, după o perioadă mai lungă de timp, dar așa merg lucrurile pe fondurile europene, elvețiene. Aici avem aprobată suma de 1.578.000 de lei, pardon, de franci francezi. Proiectul de achiziții mașini electrice, 1.942.000 franci elvețieni, total 8.510.000 franci elvețieni, care înseamnă aproximativ 7 milioane de euro. Cel mai mare proiect se referă la iluminatul public, care vizează modernizarea pe acest domeniu a principalelor bulevarde din municipiul Reșița de Județ. Pe lângă acesta, mai există un proiect în premieră pentru România, și anume cel al mașinilor electrice. Despre cele 18 mașini și 30 de prize electrice care sunt în premieră în municipiul nostru și chiar în țară, deci, așa cum se știe, am anunțat mai multe mașini care vor fi dotări ale primăriei municipiului Suceava, fie că discutăm de automăturători la piață, la domeniul public, furgonete la Direcția de Asistență Socială, deci un total de 18 mașini electrice. Conform primarului Ion Lungu, aceste trei proiecte trebuie predate către elvețieni până la data de 1 decembrie a acestui an. Vă reamintim că valoarea proiectelor transformată în moneda europeană ajunge la suma de aproximativ 7 milioane de euro.